cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește-mă. Bună dimineața, cafeaua de dimineață în data de 5 martie 2020, vorba doamnei Veorica. Astăzi, evident că avem invitat, dar până să vorbim și să ajungem la invitat, vorbim puțin despre protocoale, prostie, indolență și nesimțire. Da, domnilor, protocoale, prostie, indolență și nesimțire. Și doamnelor, să nu vă supărați pe mine, pentru că zi din ziua femeii. Acum câteva zile am avut marea plăcere de a fi parte la o conferință de presă ad hoc după un comitet prefectural în care doamnele de la Direcția de Sănătate Publică, bine, extrem de obosite după toată treaba pe care o fac și o fac, au prezentat presei situația și au încercat să explice cum dânsele se chinuie și luptă cu această molimă și în același timp comunică. Avem și o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care a stabilit că trebuie să fie o voce unică care să ne spune ce se întâmplă cu coronavirusul. De bine, de rău. Să nu intrăm în panică, să intrăm în panică. Vocea unică a fost stabilită ca fiind Direcția de Sănătate Publică. Toate bune și frumoase. Direcția de Sănătate Publică a comunicat mai puțin în weekend, că sâmbăta era mai greu, duminica, e duminică, până la urmă coronavirusul are și el demnitatea lui și în weekend nu acționează. Ieri am încercat să aflăm ce se mai întâmplă. Că, vezi, doamne, avem un caz la Suceava, nu că ar fi foarte grav, e la Suceava lângă noi. Și am aflat de la Vocea Unică, adică Direcția de Sănătate Publică, prin intermediul doamnei dr. Grădinaru, cu multă amabilitate, că nu mai au voie să declare nimic. Voi să fie hotărârea Comitetului Județean de Situații de Urgență și nu mai ai voie să declare nimic despre coronavirus? Nu. Am pus mâna pe acel obiect numit telefon și l-am sunat pe domnul prefect George Lazar. Domnul prefect, cum e cu coronavirusul ăștia și cu comunicarea? Există un virus pe comunicare? Domnul prefect a confirmat ce a spus doamna de la Direcția de Sănătate Publică. Există un ordin, o hotărâre, un protocol de la Ministerul de Interne că nu se mai poate comunica nimic pe plan local despre coronavirus. Mai să fie. Deci nu se poate comunica nimic. Eu revin și dau un exemplu. Țineți minte că ni s-a spus că avem, adică am aflat noi, nu ni s-a spus. Am anunțat noi că sunt 5 chinezi sub control, autoizolare la domiciliu, 3 la Rosnov, 2 la Roman. Tot noi am constatat că cei de la Rosnov, o parte din 2, mi se pare, dintre ei, erau bine mersi la muncă, deși trebuiau să fie în autoizolare la domiciliu. N-a anunțat nimeni nimic pentru că există protocol. Deci, după protocol, știți, instituțiile astea funcționează după protocol. Dacă nu mai au bani de protocol, funcționează după protocol. Dar dacă unul dintre ei era bolnav, cine era vinovat? Că el a vândut, nu știu ce, chinezărăi la jumătate din Rosnov și a intrat în legătură directă cu ei. Vă spun eu cine era vinovat. Presa. Presa era vinovată pentru că a îndrăznit să comunice dincolo de protocoale. Să-mi fie cu iertare, dar mai mare prostie nu există, despre nesimțire și nepăsare chiar nu mai vorbim. Chiar nu mai vorbim. Iar indolența este la ea acasă în instituțiile acestea, pentru că așa o duc bine. Bani au, că au salarii bune, răspunderile, dacă respectă protocolul, s-au spălat pe mâini, precum știți dumneavoastră cine, și în rest va consemna istoria, am avut sau n-am avut. De ce trebuie să știe dobitocii care trăiesc pe raza județului Neamț dacă există sau nu cazuri noi? Dobitocii plătitori de taxe și impozite.
s-a trezit Toașu Arafat sau Toașu Vela sau cine mai știe cine ce tovarăș să spună că nu mai e voie să comunicăm. Aferim, aferim, aferim pentru acești domni care, să vă spun eu, suferă de un virus. Dar virusul ăla e mai greu de tratat decât coronavirusul. Și acum să ne întoarcem la lucruri mai drăguțe. Astăzi a apărut, e joi, și a apărut numărul 439, pis în fie de ochi, din Mesagerul de Neamț. Pe prima pagină, dezastru economiei de casă în mandatul lui Ionel Arsene. Adică, economia de casă nu înseamnă economia de acasă de la Ionel Arsene, de la Grumăzești sau din București sau din Târgu Neamț sau pe unde o fi având case, de la Bacău, dacă mai are sau... Nu. Este vorba de societățile Consiliului Județean. Apa Serv, Troleibuzu, Drupo. Sincer, ar trebui să fac o emisiune numai pe asta, așa că vă las plăcerea sau neplăcerea pentru unii de a citi acest material din ediția scrisă a ziarului. Mai avem și alte subiecte despre lucruri drăguțe. Sunt și felicitări din perioada aceasta cu 8 martie. Avem și un material cu care facem legătura spre ceea ce vrem să lucrăm astăzi, despre un material referitor la patrimoniu. V-am obișnuit cu lucrurile acestea. Când sesizăm ceva anormal în domeniul acesta, scriem cât putem, cât ne pricepem și din când în când mai cerem și ajutorul specialiștilor, așa că astăzi în emisiune, ce trecere frumoasă am făcut, doamna Roxana Josanu, directorul Direcției pentru Cultură Neamț, bine ați venit la noi! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Mă scuzați că am vorbit atât de mult! Nu, mi-a făcut plăcere să vă ascult! Da! Doamna Josanu, eu astăzi vreau să vorbim despre patrimoniu ca despre un copil cu multe moașe. Mie așa mi se pare. Aveți mare dreptate. Și de multe ori, așa cum spune zicala, rămâne chiar cu buricul netăiat. Deci, nu, de atâta timp, de ani de zile, Mesagerul scrie despre tot ce poate găsi despre patrimoniul județului. Câteodată lucruri bune, câteodată lucruri rele, dar întotdeauna ne lovim de același fenomen. Te duci la unul și spune, dar nu este, este și treaba ăluia, sau ăla trebuie să facă, te duci la ăla. Da, dar mai este treaba ăluia. Explicați-ne un pic, cum e tabloul ăsta? Și dați-ne și exemple, că eu sunt mort după exemple. Da. Atunci când vorbim de protejarea patrimoniului cultural, în mod evident trebuie să vorbim de o colaborare. De o colaborare între instituții, de o colaborare între proprietari și instituțiile statului care sunt, care au atribuții prin lege privind protejarea acestor obiective, de o colaborare între instituțiile care avizează, între instituțiile care reglementează și între cei care trebuie să le administreze, să le îngrijească. Și bineînțeles, bazându-se pe o legislație adecvată, bine întocmită și clară. Nici nu știu ce să vă întreb prima dată. Da, da. Din ceea ce ați spus dumneavoastră, într-adevăr, rezultă faptul că atunci când vorbim de protejarea patrimoniului cultural național în România, să ne referim în speță la județul Neamț, pentru că de această zonă ne ocupăm noi, de multe ori această colaborare nu poate fi stabilită. Pentru că, așa cum specificați, mulți au tendința de a arunca vina privind nerezolvarea unei probleme referitoare la un obiectiv de patrimoniu pe alte instituții sau pe alte persoane pentru a fi absolvit el, persoana respectivă, de această culpă. Ceea ce nu este corect. Și faptul că patrimoniul nu este privit ca un obiectiv de siguranță națională, așa cum prevede legislația în vigoare, este destul de grav, pentru că atunci când vorbești, să spunem, cu un primar, să dăm un exemplu, și îi spui, domnul primar, vedeți că aveți o biserică sau mai multe biserici pe raza comunei care nu sunt în regulă, sunt degradate și dumneavoastră, ca autoritate publică locală, aveți obligația. Prin lege, aveți obligația de a prevedea în bugetul comunei o sumă
care să fie destinate acestor reparații, rezolvării acestor probleme. Și el îți spune, lăsați-mă, doamnă, în pace, că am alte priorități. Am de făcut drumuri, am de făcut alte investiții, lăsați-mă cu bisericile dumneavoastră. Atunci înseamnă că deja există o problemă ce vine de la una din primele instituții care ar trebui să gestioneze acest patrimoniu și care ar trebui să fie un exemplu pentru comunitate. Primăria trebuie să ofere primul exemplu pentru comunitate. Trebuie să arate că aceste obiective care reprezintă identitatea locală sunt importante pentru administrația locală și că ele contează. Și contează prin prisma faptului că, în primul rând, sunt bine întreținute, sunt bine, arată foarte bine. Și ei se implică în acest proces de întreținerea obiectivelor. Deci acesta este un prim exemplu. Un alt exemplu pe care îl pot oferi este acela al proastei colaborări între proprietar sau administrator și primărie sau proprietar-administrator și Direcția Județeană pentru Cultură. Avem nenumărate exemple în sensul ăsta. Proprietari care, spre exemplu, spun că nu pot întreține obiectivul pentru că el nu merită să facă parte din patrimoniul cultural național. De ce este el clasat? De ce trebuie să investim? Dar ea nu are nicio valoare, această biserică sau acest conac sau această casă. N-are nicio valoare, Nu are nicio absolut. valoare. De ce să o întreținem? Și nu am, doamnă, nu am bani să o întrețin. Nu mi-a dat nimeni nimic. O altă atitudine. Nu mi-a dat nimeni nimic. Nu vă supărați, dar ați solicitat cuiva un sprijin financiar? Ați făcut vreo cerere, vreo solicitare? V-ați interesat? De unde puteți obține fonduri? Există posibilitatea de fonduri europene, fonduri de la Consiliul Județean, de la primărie. V-ați interesat? Ați făcut ce? Nu, nu, n-am făcut nimic. Eu doar așa am întrebat, domnul meu. Nu e posibil. Dumneavoastră ar trebui să faceți, în primul rând, adrese scrise, ar trebui să vă interesați la instituțiile care oferă aceste finanțări, ar trebui să veniți la noi, să vă sfătuiți, să întrebați ce puteți face. Suntem o instituție deschisă, care întotdeauna colaborăm cu cei care ne solicită sprijinul. Da, acesta este un alt exemplu trist. Sau vreau să fac o intervenție pe un monument istoric. Primăria zice, stai un pic, nu poți să faci ce trebuie aviz la Direcția pentru Cultură. Dar de ce trebuie aviz la Direcția pentru Cultură? Dar ce nu fac mare lucru? Păi eu schimb la o biserică, spre exemplu, schimb tâmplăria din lemn cu tâmplărie pe WC. Care e problema? Lăsăm așa biserica să fie frig în ea? Păi stai, domnul meu, dar atunci când intervii pe un monument există o legislație, există niște restricții. Nu poți să faci orice, să schimbi orice material cu un alt material modern. Așa mai departe. Pentru acest fapt existăm noi, ca Direcție pentru Cultură, ca instituție care aplicăm legislația în vigoare și știm care sunt regulile care trebuie respectate. Iată Da, câteva exemple, deci v-am spus deja. e la fel ca atunci când faci orice fel de intervenție asupra ceva. Faci o intervenție într-o zonă cu arie protejată la mediu, trebuie Da. să respecti legislația respectivă. Obligatoriu. Cât este ea de restrictivă, și aici este o altă problemă. Câteodată legislația este atât de restrictivă că noi românii ne ducem întotdeauna și luăm legea așa cum o spunem, nu adaptăm la situația actuală. Dar dacă ai semnat, trebuie să o respecti. Așa e și aici. Și avem nenumărate exemple de rele practici. Da. Eu mi-aduc aminte de recondiționarea, refacerea, mă rog, cât a fost ea la Cetatea Neamțului. Unul din primele exemple de materiale scrise despre patrimoniul la noi în ziar. Ce s-a făcut atunci? S-a făcut, nu știu, vina cred că este împărțită și cei Corect. care au făcut proiectul, și cei care l-au realizat, și cei care au urmărit realizarea, dar e și ceva prost. Da. E și ceva prost. La polul opus, ce se întâmplă acum, de exemplu, la Tazlău, dacă nu mă înșel, pare a fi făcut altfel, mai bine, culmea, chiar de către același constructor. Deși surprinzător, una din firme, într-adevăr, este De, cea care a făcut de, de. acest talent. Deci, poate s-a învățat ceva. Asta sperăm și noi și poate că, având în vedere că ei tot timpul, atunci când i-am criticat, au susținut că nu a fost vina lor și că ei au vrut să facă treabă bună, dar nu au fost lăsați de alții, ei cumva ar dori să-și îndrepte această greșeală de la Cetatea Neamț printr-o restaurare bună la Tazlău. Eu din ce Și am îi văzut, bucurăm. acum vreo 2 luni de zile, așa, părea că lucrurile merg spre bine. Dumneavoastră poate știți mai Da, bine. aveți dreptate, merg lucrurile bine și mă bucur că toate obiectivele care sunt cuprinse în acest proiect
au început să fie restaurate și restaurarea este, zic eu, după părerea mea, o restaurare a la carte până în momentul de față. Bun, haideți să luăm niște exemple concrete. De exemplu, avem clădirile părăsite din orașe. La un moment dat ați lansat ideea că s-ar putea ca ele să fie preluate într-o formă oarecare de către autorități. Nici nu mai știu, județene, orășenești, nu mai țin minte. Aici, unde nu merge colaborarea? Da, legea permite ca exproprierile pe monumente istorice să fie realizate atât de Consiliul Județean, cât și de primărie. Numai că legea nu obligă. Și atunci când legea nu obligă și lasă la latitudinea celor care ar putea realiza un lucru, este mai greu de convins acea instituție sau autoritate. Recent am citit un articol în presă despre o expropiere care se va face în municipiul București, la solicitarea primăriei municipiului București, un obiectiv de patrimoniu, care se expropriază la solicitarea, v-am spus, a primăriei, cu aviz de la Ministerul Culturii și atunci mi s-a deschis o... mi-a apărut o idee și am discutat chiar la o zi după după citirea acestei știri cu un reprezentant al primăriei municipiului și am spus, este vorba chiar de o doamnă care se ocupă de monumentele istorice și care este o persoană destul de atașată de aceste obiective și vrea să facă ceva pentru ele și am spus, doamnă, uitați că există varianta ca și primăria să declanșeze exproprierea. Până în momentul acesta, vă spun sincer, vă consideram că doar Consiliul Județean este cel care poate să inițieze acest demers. Iată că și primăriile îl pot face. Pentru noi este o veste foarte bună, pentru că avem multe obiective în județ care sunt abandonate și unde proprietarii sunt plecați în străinătate, așa cum vă spuneam în intervențiile anterioare și v-am spus chiar punctual care sunt aceste obiective. Și dacă primăria poate să inițieze această expropriere, este cu atât mai bine, pentru că înseamnă că aceste obiective pot fi salvate. Există o soluție de salvare a lor. Pentru că, așa cum vă spuneam, noi am epuizat toate posibilitățile legale de intervenție. Amenzi s-au dat repetate rânduri. Da. Dar ele se execută sau nu se execută. Exact. Și obiectivul nu câștigă nimic din el aceste. Se degradează în continuu. Se degradează. Arată urât în oraș, ceea ce ar trebui să intereseze și administrația publică. Exact. Și până la urmă, acolo, dacă tot nu se întâmplă nimic, ai niște motive să intervii. Ori pentru asta ar trebui să existe o colaborare între executivul primăriei, Direcția pentru Cultură, consilieri obligatoriu, care fac parte din mai multe partide și ar trebui pe lucrurile importante, domnilor, să lăsați deoparte tot ce înseamnă micile șicane de partid, să nu transformați orice lucru, chiar și expropierea unui monument pentru cultură, într-o bătălie politică, că nu se face. Da, și în afară de asta sunt clădiri frumoase, deosebit de frumoase, cum este, de exemplu, Casa Corbu de pe strada Mihai Eminescu. Este o bijuterie. Da, este o bijuterie loc, alături tribunalul. Alături tribunalul, altă. Deci ele sunt, practic, una lângă alta și strică, la modul cum arată, toată zona acum. Exact. Deci acolo, dacă primăria, de exemplu, ar acționa în sensul celor spuse, pe lângă faptul că ar câștiga două clădiri de patrimoniu, ar putea să și valorifice aceste clădiri la modul superior. Exact, ele nu sunt funcționale și atunci când un monument nu funcționează, înseamnă că el este sortit pe iri. Da, deci uite, să reținem acest lucru, că există această posibilitate în lege, cel puțin există un precedent. Sigur că da. Și mai avem alte obiective care sunt, unul din ele, unul din cele mai degradate, din județul Neamț, cazinoul din Bălțătești, pe care cu siguranță îl vedeți de câte ori treceți în spătările Suceava și care iarăși, dacă ar fi expropriat de către primărie, ar putea să capete o funcționalitate care să-l salveze, practic. Știți cum e? Toți primarii, în general, se tem de cuvântul expropriere. Da, așa mi-au spus. Mai ales în momentul în care expropriază ceva ce a fost primit printr-o hotărâre judecătorească în urma unui proces de retrocedare, că de obicei așa sunt aceste clădiri. Ce, domne, cum să mă pun eu cu ăia, că ăia, zice, în general, ăia sunt cu avocați mulți
și cu firme multe, că știți că sunt toți din Israel de obicei. Da, da, da. Și aia zice, nu te iartă. Da, da. Nu te iartă. Dar este mai corect să-l lași să se degradeze decât să faci o expropriere. În interes public. Exact. În interes public. Comunitatea, sigur. Sau măcar să te așezi la o masă la negocieri cu ăla. Să-i spui, domnule, noi dacă nu faceți nimic, da, noi vrem să vă expropriem. Deci decât să facem 15 vizite după înfrățirile din Israel, da, când mergem într-o vizită în înfrățirea din Israel, lăsăm la o parte paranghelile și programul oficial și o luăm și pe doamna care e cu obiectele de patrimoniu acolo la, da, primărie, da, și o căutăm familia respectivă, stabilim dinainte o întâlnire și ajungem la o discuție. Dar asta, bun, ar putea merge și cu o delegație, da? Sigur că da. Sau în cazul Grumăzeștiului, unde casa entomologului Aristide de Caragea a adăpostit anterior o colecție foarte valoroasă de fluturi pe care noi am pierdut-o. Deci am pierdut și o valoare de patrimoniu cultural mobil din județ, care a plecat la Muzeul Antipa de la București. Pentru că această clădire a fost retrocedată și, bineînțeles, colecția nu a mai avut unde să fie expusă. Și clădirea acum? Și clădirea, bineînțeles, este în paragină pentru că există trei moștenitori care nu se pun de comun acord dacă să facă ceva cu ea. Unii vor, alții nu vor. Plecați, bineînțeles, și atunci este foarte greu să îi convins pe toți deodată. Bine, și chestia asta cu retrocedarea trebuie folosită într-o anumită limită și în anumite cazuri, sigur, extreme. Sigur. De exemplu, aici având două clădiri într-o zonă aproape centrală orașului, ce să mai era, chiar ar fi o soluție, da, până la urmă. Plus că în acest caz se oferă și despăguiri și despăgurile trebuie să fie într-adevăr calculate la o valoare corectă a clădirii și să nu ne bate în joc de proprietari. Da, este adevărat și mai mult decât atâta, hai să facem și un calcul economic. Într-adevăr, dai niște bani la expropiere pentru ăla, ai o clădire, mai bagi niște bani pe un proiect, dar poți să faci un proiect pe fonduri, nu știu care, norvegiene, pentru că sigur, toți sunt pe cultură. Sigur că da. Da, poți să faci un proiect, ai clădirea și după aceea poți să și o valorifici. Cum o valorifici? Nu vă gândiți neapărat la vânzare. Sigur că da. Deci nu vă gândiți la vânzare, că știu că asta deja face, acum s-a prins, da, niște beculețe. Sunt atâtea alte modalități. Da. Da, sunt atâtea alte modalități de a valorifica o clădire, mai ales în zona respectivă. Doamna Josanu, haideți să mergem mai departe pe ideea pe care v-am spus-o cu multe moașe. Unde se rupe legătura? Unde sunt cele mai mari probleme? Că primarii, în general, sunt fricoși când vine vorba de lucruri care nu țin de interesul lor imediat. Adică, ați spus dumneavoastră, șosele, drum. Dar totuși, există și organe care ar putea să-i oblige într-un fel sau să facă presiune asupra lor. Deci nu știu ce să mai luăm. Am scris atât despre cetatea de la Gâdinți, care este un monument acum în paragină, dar de foarte mare importanță pentru județul Neamț și pentru epoca lui Ștefan cel Mare, că toți suntem cu Ștefan cel Mare în insigne, facem săbii când originale, când neoriginale, îi mai dăm și nesimțitul ăla de Tellerman câte o copie de sabie, am uitat și cum îl cheamă, candidatul la președinție, da, ăla care a candidat după ce nepoată s-a, a fost, doamne iartă-mă, nenorocită de ucigaș și îi dăm și copilul ăla, adică noi ne folosim de simbolurile astea, că suntem răzeși. Dar când e vorba de o cetate, se pare unica, construită în totalitate de Ștefan cel Mare, o lăsăm să vină burienele peste ea. De ce, doamna Josanu? Cum nu funcționează aici mecanismul? Legea 422 precizează foarte clar că atunci când un monument istoric nu are un proprietar cunoscut, dacă este de grupă valorică B, responsabilitatea privind întreținerea acestuia și proprietar este autoritatea publică locală, și vă dau aici exemplul Palatului Cnejilor de la Ceahlău, Ceahlău, care este, da, al primăriei comunei, și dacă este de grupă valorică A, proprietar este Ministerul Culturii. Noi, după cum știți, am luat măsuri privind cetatea de la Gâdinți. Am aplicat o sancțiune primăriei, în instanța aceasta a fost atacată în instanță și instanța
A considerat. O decizie corectă, după părerea mea, așa cum prevede legea, a considerat că nu este responsabilitatea primăriei, ci a Ministerului Culturii, care, chiar dacă nu a preluat-o în inventarul bunurilor statului, are responsabilitatea de a o întreține. Și atunci, bineînțeles că am transmis hârtiile către Ministerul Culturii, atrăgându-le atenția... Fără dumneavoastră tutelar. Da, sigur că da, instituția sub care activăm noi. Și le-am atras atenția că acest obiectiv poate fi, situația acestui obiectiv poate fi deblocată prin intervenția Ministerului, care în primul rând ar trebui să facă o hotărâre de guvern prin care să preia obiectivul în patrimoniul statului și administrarea Ministerului. Din păcate, lucrurile s-au mișcat destul de greu în cadrul Ministerului. O instituție care, din punctul nostru de vedere, o autoritate care suferă, ca și noi, de lipsa personalului, de faptul că nu au fost prevăzute în buget sume pentru aceste obiective, pentru că eu am purtat mai multe discuții cu reprezentanții Ministerului și am întrebat totuși de ce nu s-au mișcat lucrurile mai repede în această direcție. Și ne-au spus că nu este singurul obiectiv din țară care este în situația aceasta. Deci le știau. Le știu că sunt multe. Problema este că atunci când în lege au fost introdusă acea reglementare că monumentele de grupă valorică a trebuie să fie întreținute de minister dacă nu au proprietar, nu s-a mai corelat cu ideea că ar trebui să existe și sume în bugetul ministerului care să fie destinate acestui scop. Și după cum cunoașteți, Ministerul Culturii, bugetul Ministerului Culturii fiind foarte mult subdimensionat, este unul din cele mai mici bugete din ministerele din România, este clar că aceste sume este greu să fie regăsite. Nu știu cât de mult au fost solicitate sume în buget pentru această... Da, eu întreb dacă au solicitat, dar eu bănuiesc că domnii miniștri care au venit numiți politic, așa sunt numiți miniștri, știau despre aceste lucruri. Nu știu dacă au fost informați tocmai despre aceste că lucruri. La Ministerul Culturii s-au schimbat miniștrii foarte des. Este unul din ministerele cu cele mai mari fluctuații. Așa. Nu știu dacă au fost informați. Și pe de altă parte, chiar sunt curios dacă s-au pregătit măcar niște documentații pentru niște proiecte europene, da, care ar fi putut, da, să fie obținute, pentru că au fost axe, da, da, pe care se puteau, vezi cazul de la Tazlău, da, și aici, da, când e să recunoaștem ceva, aici la Consiliul Județean s-a lucrat, s-a făcut o treabă bună, da, da, pe proiecte. Avem și Tazlău, avem proiect și la Casa Hogaș, avem proiect și la muzeul de la Ion Creangă, da, avem proiecte. Problema este că nu se găsesc constructori. Asta, da, e altă poveste. Da, asta este o altă poveste. Asta este o altă poveste. Altă durerea noastră. Asta e durere. Deci, revenim. Ministerul oare a făcut vreun proiect? Dacă era nu tot putea în... Nu putea să facă proiect, pentru că pentru a putea face proiect trebuia să aibă acte. Trebuia să facă un cadastru. Ori cadastru, ca să-l faci, trebuie întâi să-l ai în proprietate acel obiectiv. Și toate se leagă și se înlănțuiesc. Și ajungem la moașe, nu? Și ajungem la moașe. Noi, din punctul nostru de vedere, pentru a-i ajuta cumva pe cei din minister, le-am propus și ne-am oferit ca, dacă ei preiau acest obiectiv în proprietate, în administrare, cum ar veni, să-i ajutăm noi cu cadastru, să le facem noi cadastru. Aici, pe plan local. Da, avem un buget de venituri proprii, avem încasări și din aceste încasări putem să finanțăm o documentație cadastrală. Și suntem deciși ca această documentație să o plătim noi și să o facem noi. Așteptăm deblocarea situației de la minister pentru a putea interveni în acest sens. Pentru că noi ne dorim, chiar din anul 2015, de când am venit la conducerea instituției, mi-am pus în plan ca cetatea de la Gădinț să fie, să ajungă să fie restaurată și să fie un obiectiv de o importanță, aș zice eu și îndrăznesc să spun, egală cu cea cetății Neamțului, pentru că este un obiectiv la fel de important, un obiectiv situat în apropierea unui drum european, cu deschidere către turism foarte bun. Și aici, dacă de la început se gândește cum trebuie... Exact. Ca un proiect, da, integrat, folosesc cuvintele astea care nu-mi plac deloc, da, dar un proiect integrat care să țină cont și de restaurare, exact, și de o restaurare care să permită un aflux de turiști, exact, de un acces care să... Corect, corect. Adică gândite așa într-un fel de logică normală a lucrurilor, atunci am obține un nou obiectiv important în județ. În județ. Și o restaurare în care să fie implicați specialiști din foarte multe domenii care să colaboreze, așa cum spuneați dumneavoastră la început, o colaborare care să fie în interesul obținerii unui obiectiv bine restaurat
și care să fie atractiv și care să producă venituri. Pentru că pentru o comună ca Gâdinț, un obiectiv de asemenea absolut, nici nu se discută. Înseamnă o dezvoltare... Nici nu se discută, exact. Nici nu se discută. Important. Vedeți ce se întâmplă la Han, aici, la, deci, la, Șerbești. La Șerbești. Deci s-a pornit cu ceva, s-a ajuns la altceva. La altceva. Și în jurul acelui obiectiv se poate construi dacă există deschidere pentru așa ceva. Și nici măcar nu trebuie foarte mulți bani. Asta este. Nici măcar nu trebuie foarte mult, trebuie inteligență și un proiect discutat, nu făcut în pripă. Hai să facem o poartă de intrare a județului cu 8 miliarde. Exact. Nu un proiect făcut în pripă, hai să dăm noi la el și să facem ceva. Pentru că ea, și acolo este o zonă care ar putea să crească în jurul obiectivului. Exact, o restaurare care să aibă în vedere, în primul rând, obiectivul. O restaurare care să bazeze pe informații istorice, care să fie corectă, să nu fie exagerată, să nu ajungem la un kitsch. Exact. Eu stau și mă gândesc așa, ce-ar fi să ai așa un traseu turistic. Cetatea Gâdinț, Cetatea Neamțului, ai zona respectivă și te duci la Palatul Cneșilor, culmea unde? Spre Durău, spre Muntele Ceahlău. Ce poți să-ți dorești ca operator de turism mai mult? Mai în mult. Zona aceasta, exact. A turismului specific, da. Pe da. Monumente da. Istorice. Da. Dacă este să mergem pe linia asta, deci să facem o... Cât de greu este să fii șef la județ, să fii în instituții care pot decide lucrul ăsta și să nu-ți pice. Da. Pară mălăiață în gura lui cui trebuie să decidă. Da. După cum, de atâtea ori am spus, județul Neamț nu are un muzeu al satului, deși potențial are. Are cu ce să alcătuiască acest muzeu. Are case tradiționale, are biserici vechi, are mori vechi. Un proiect care nu interesează pe nimeni, din păcate. Deși majoritatea județelor și cele din jurul nostru au acest muzeu al satului. Și turiștii când vin întreabă, muzeul al satului există în județul meu? Din păcate nu. Nu. Deci e o problemă aici și aici ține, știți, toată lumea este cu turismul în gură în Neamț. Da. Da, deci șansa noastră este să dezvoltăm turismul. Dezvoltăm turismul. Ce înseamnă pentru ei să dezvolte turismul? Pentru ei să dezvolte turismul înseamnă simplu să mai vorbească cu unul de la o pensiune, băi, ai deschis o pensiune, uite, am mai dezvoltat ceva la turism. Da, băi, da. Am mai făcut aia, am mai dezvoltat și acolo. Am mai făcut o paranghelie cu daci romani și medievali. Da, da. Așa? Și am făcut-o. Nu se poate, adică... Și se pierd în vedere anume acele puncte cheie din zona respectivă care ar trebui să atragă turiștii. Nu mă înțeles. Da? Ce putem face? Ce putem face? Putem să abordăm altfel problema. Putem să acordăm mai mult interes acestui domeniu al protejării patrimoniului cultural. Putem să privim patrimoniul ca pe ceva ce ne avantajează, nu ca pe o corvoadă, așa cum este privit în multe cazuri de către autoritățile locale. Putem să, și aici trec pe o altă linie a discuției, putem să punem în comisiile de specialiști care avizează proiecte de intervenție pe monumente istorice, oameni pregătiți și care au într-adevăr rezultate în domeniul protejării patrimoniului, pentru că aici este o problemă mare. Exact. Și cred că doreați să discutăm și despre acest subiect. Absolut, vă rog. Pentru că cel puțin ceea ce se întâmplă în ultimii ani în procedura de avizare a intervențiilor pe monumente istorice și nu numai, și în zone de protecție, este foarte trist. Să vă spun de ce, pentru că există un regulament de organizare și funcționare al acestor comisii, Comisia Națională a Monumentelor Istorice și comisiile zonale sau secțiunile diverse ale Comisiei Naționale. Regulamentul a apărut în anul 2013 și prevedea ca această comisie să fie alcătuită în marea majoritate din persoane atestate de Ministerul Culturii. Deci trebuie să fie persoane atestate. Da. Ei, având în vedere că avizarea într-o anumită perioadă se făcea mai greu, în ce sens? În sensul că... Se uita lumea în documente. Exact. Se uita lumea prea atentă în documente. Mă scuzați. Deci, eu știu cum e. Da. Mai ales în domeniul ăsta, dacă te uiți atent în documente, începi să devii incomod. Exact. Și atunci trebuie să fii eliminat. Și pentru că
avizarea mergea mai greu într-o anumită perioadă, ce s-au gândit ei? Și pentru că presiuni existau din mai multe părți, că din cauza culturii noi nu putem interveni, că pierdem finanțări, că nu e bine, etc., etc. În general, cultura pierde finanțări, da, să știți. Da, da, da. Prea multă cultură înseamnă lipsa de finanțare. Da, da. Atunci, în anul 2018, s-a produs o modificare a acestui regulament de organizare și funcționare, în care principala modificare și cu efect devastator asupra activității de avizare, și credeți-mă că spun în deplină cunoștință de cauză, folosesc acest termen devastator, a fost aceea că de avizare, doar 30% din membri sunt atestați în Ministerul Culturii. Deci de la... Și restul cine sunt? Și restul sunt... Cine oameni. Îi numește? Îi numește Ministerul Culturii, în baza unui ordin de ministru. Bun, nu-i testează? Nu știu, pentru că nu ni se cer înainte de renumirea acestor comisii, pentru că se face din 3 în 3 ani, ni se cer propuneri. Ni se cer propuneri, ni s-au cerut și CV-uri și am trimis. Și nu. Din ce ați trimis câți? Cred că au fost 2 persoane care au fost numite. Dintre cei care sunt atestați, nimeni. Pentru că probabil n-au întrunit acele criterii care se cer. Și atunci ne-am trezit că nu numai că sunt 30% atestați, dar chiar și președintele comisiei, cum este în cazul comisiei de la Suceava, nu este un atestat. Și cine e președintele comisiei? Este un domn arhitect. Da. Care se pare că este profesor universitar la Iași. Foarte bine, dar din păcate nu are nicio experiență în domeniu, nu cunoaște legea și nu are o atitudine de președinte de comisie, în sensul că într-o comisie toată lumea trebuie să gândească și toată lumea trebuie să aibă câte un cuvânt de spus. Are o atitudine de președinte. Da, doar. De președinte dictator. Adică, da, foarte frumos, stimați domni, am primit dosarul ăsta, este de la primărie. Știți dumneavoastră, da. Cei 70% care nu sunteți atestați, că trebuie să mergem, contează cumva că nu este îndeplinit criteriul ăsta. Haideți să trecem peste el. De un ciot. Da. În schimb, mă scuzați domnul de la butoane că am mișcat pe aici, în schimb, dacă vrem să înfingem niște țăruși cu morcovi din așa sus în cetate, uite așa se rezolvă imediat. Lucrurile. Da. Uite, așa se rezolvă lucrurile. Eu sunt președintele, eu vorbesc. Cam asta este atitudinea. Mie îmi place că această comisie a devenit așa de permisivă, de parcă nu mai ai niciun fel de problemă. Eu înțeleg că este legal să facem cafenele. Da. Eu înțeleg că este legal să le facem în buza târgului. Eu înțeleg că și pretextul erau un WC-ul ca să facem cafenele. Sunt foarte curios... Câtă lume are acces la cafenelele WC-ul? Da. Sunt doar câteva exemple, dar mai sunt multe, multe, multe altele. De exemplu, eu nu înțeleg și poate să mă bată toată lumea care, și poate să mă înjure toată lumea, nu înțeleg cum poți să faci un spectacol cu scenă, cu muzică, de cele mai multe ori ritmată, încă mai avem muzică ritmată, într-un loc în care ai o biserică veche și un muzeu. Am vorbit cu muzeografii care mi-au spus, domnule, ne-au căzut de pe soclu piesele și s-au spart. Și că noi nu avem de unde să știm și nici nu putem să mutăm piesele oricând, oricum. Există niște protocoale. Protocoale, da. Da. Și, da, și aici este o altă problemă. Așa este. Și întreb, cum poți să dai o autorizație pentru așa ceva? Da, ministerul dă avize, așa cum s-a întâmplat da. Și în cazul Curții Domnești. Și probabil nu s-a uitat atent, asta vreau să cred, în documentație, să vadă că acolo erau prevăzute și activități culturale.
Și aici ar trebui să purtăm o altă discuție lungă. Ce înseamnă activitate? Ce înseamnă accepțiunea unor un patinoar este o activitate exact. Culturală pentru că poți citi reclamele exact. Care sunt puse acolo de către cel care face patinarul ca să mai încaseze niște bănuți pe lângă patinoar. Exact, exact, exact. Sau poți să citești ce scrie pe chioșcurile de alături, vindem vin fiert, care e un îndemn la lectură până exact. La urmă. Vândem vin fiert, vindem țuică fiartă sau poți, este și un îndemn, cum să vă spun eu, la multiculturalitate. Da. Chiutoșcola. Da, aveți da. Au dat acest aviz, au permis activitățile culturale, nu și-au pus problema că în zonă sunt foarte multe monumente istorice, unele din ele foarte vechi și care obligatoriu sunt afectate de aceste și de mișcările de oameni. De vibrații. Da, și de vibrații, da, și de ceea ce înseamnă sonorizare, care bineînțeles că nu poate fi păstrată la o cotă redusă, că altfel nu are impact. Am înțeles. Și după aceea, când i-am semnalat și le-am spus că sunt aceste probleme, au spus, domnule, știți, asta este problema mea, să monitorizați. Bun, eu ce să mai monitorizez când tu ai dat voie să se facă acolo tot felul de lucruri care pun în pericol monumentele? Ce să mai fac eu acum, după ce ai dat voie? Știți ce mi-a spus cineva? În oficial. Ce, domnule, și cu asta cred că încheiem, că altfel mă supăr prea tare. Da, știți, dar ce? Slujba nu se pune pe difuzare? Deci slujba nu se aude în difuzare? Da, da, ca să vedeți la ce s-a ajuns. Deci este o diferență și o mentalitate proastă. Da. Și nimeni nu vrea să înțeleagă că acolo poți să faci niște lucruri. Dar cel mai bine e să-l lași pentru oameni, sigur. Spațiul acela, să bucure de el, cu copii, cu ce mai este, da. Și să cauți un loc în care să faci asemenea manifestări, să-l dotezi, să fie bine făcut și bine aranjat. Și să nu deranjeze. Să nu deranjeze. Patrimoniul, da. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, am reținut și noutățile, am reținut și cum e cu mașele astea, dar mai avem de discutat mai despre avem mașele de discutat mult și vă mai invit odată să vedem când putem să facem această emisiune. Oameni buni, ne oprim aici. Pentru că nu e așa să vorbim despre patrimoniu și cultură așa de mult, deja este o blasfemie. Ne oprim, vă dorim cele bune. Vă mulțumesc și o primăvară frumoasă tuturor doamnelor. Asemenea.